orice șofer își poate cumpăra un camion second hand și este patron. Ar putea exista o înțelegere între transportatori, între de creștere graduală a tarifelor. Românul inventiv, ca de obicei, va găsi cu siguranță o portiță să fenteze și această prevedere legală. Putem discuta de împrețimi, dar pe categorii. Credeți că ar trebui impus prin lege un tarif minim pe kilometru care să împiedice anumite firme să practice servicii care sunt sub nivelul de costuri? Acest program vă este oferit de Holeman, Ahead Logistics, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, OK Trucks by Iveco. După părerea mea, cred că acest lucru nu este posibil. Ne-ar plăcea să fie la fel ca la notari, să avem 2 euro pe kilometru, indiferent de situație, și să ne punem noi condiții. Nu suntem așa de uniți și nu văd pe timpul vieții mele că se va întâmpla așa ceva. Este acces ușor la profesia aceasta, orice șofer își poate cumpăra un camion second hand și este patron, și atunci cu aceste chestiuni ne vom confrunta în continuare. Depinde de clientelă, cum își selectează furnizorii de transport, ce calitate prezintă fiecare, ce grad de siguranță, asigurări și alte condiții. Noul F-Max de la Ford Trucks, acum în România prin Cefin Trucks. Ar fi destul de complicat să se calculeze anumite tarife minime, pentru că fiecare firmă își negociază cu producătorii prețul camioanelor, negociază cu angajații, negociază cu furnizorii de piese, de furnizorii de motorină, deci e greu de avut un tarif minim, dar sincer ar putea exista o înțelegere între transportatori, între de creștere graduală a tarifelor în funcție de motorină, în procente și nu neapărat la un tarif minim, ci să existe o înțelegere ca de la o anumită dată să aplice global o majorare de tarife. Acest lucru se petrece în transportul maritim, când armatorii au înțelegeri între ei ca să aplice creșteri graduale de cotații, tocmai pentru a compensa anumite creșteri de motorină, creșteri costuri care influențează tarifele de transport. Dar ar fi nemai pomenit dacă și conștiința tuturor ar fi cea din Germania sau din vestul Europei, să nu mai spunem doar de Germania. De ce? Pentru că românul inventiv, ca de obicei, va găsi cu siguranță o portiță să fenteze și această prevedere legală și să acorde tot felul de facturi, de sponsorizări, de eu știu ce, prestări de servicii suplimentare sau discounturi sau mai știu eu ce soluții vor putea găsi, astfel încât să poată continua să lucreze pe prețuri mai mici decât ceilalți și astfel să-și asigure comenzi de transport mai multe decât concurenților. Eu personal cred că acești oameni care preferă un astfel de model lucru se înșală foarte mult și nu fac decât să-și decapitalizeze firmele și să accepte să muncească pur și simplu pentru alții. Dacă, repet, dacă toți patronii din România ar avea conștiința celor de afară, cu siguranță că ar fi o măsură benefică, dar în condițiile actuale nu cred că ar avea succes. Un preț unic pe tip de transport, că nu putem să vorbim de un preț unic. Nu e același lucru să lucrezi cu un transport, să spunem, cu clasicul 20 de tone, unde e un preț. Un preț dacă faci transport național sau de scurtă distanță sau
transport comunitar sau extracomunitar, și altceva este când lucrezi la o distribuție în oraș. Până la urmă, dacă ne uităm pe statistici, numărul mașinilor de mică capacitate este cu mult mai mare decât, să spunem, autovehiculor licențiate. Este o idee, știu că se discută de 25 de ani, se tot vorbește de exemplul Franței. Da, putem discuta de un preț unic, dar pe categorii.